Eu, așa mi s-a întâmplat de ori asta de vorbă cu cineva, toți elevii din bancă, dar toți erau 35-36 că erau, eu cu toți? Din profesor eram 30. Ce 30? 30 de copii mi-au fost. 30 de copii, sigur că am. Mi-au fost 30. Deci cu toți cei din care au, da? Stabileam legătura aceea. Și eu te-am simțit pe tine că ești mai atent. Și am trebuit să întreb lecția. Deci eu pentru o fracțiune de secundă mi-era atent. Eu jucai, făcea altceva. Da? Asta vreau să vă spun. Și uneori nu întreb lecția, merg mai departe, dar cu regret în suflet. Și dacă totuși tu acasă când te duci, dai pe profonă și vezi lecția, mare bucurie este. Înseamnă că tu prinzi informația mea. Nu te-am fricat cel care n-a avut șansa să fii atent. Ci ai lecția și o vezi acolo și atunci toată vorbăria mea este prinsă de tine. Bun, are, la puterile astea ce am făcut atâtea ori la compararea aceea. O dată de două ori, de șapte ori, până înțelege acolo. Este o șansă imensă pe care o aveți voi, copiii aceste vorbitori de limba română, de oriunde ar fi din lume. Atenție să vă spun. Aseară mă uitam pe coasta de vest a Americii, erau beculețele aprinse pe cineva, urmărea lecții de acolo. Deci, peste tot, absolut vorbitori de limba română, care se duc și văd ce fac eu. Deci aveți globul, apare globul, da. Și unde sunt beculețele aprinse, de acolo cineva urmărește lecția. Wow. Vă dați seama? Deci, wow! Eu știu că sunt urmări la clipa aceea de 10 oameni, în care sunt și din, de acolo. Europa, nu vă mai spun, dar și în... Așa. Ia să vă uitați și voi. Să vedeți. Cum ne uităm? Cum ne uităm, domn profesor? Ia uitați. Eu nu știu dacă aveți posibilitatea asta, dar aveți acolo unde vă puteți vedeți. Puteți uitați dumneavoastră. Numărul. Pe blog? Numărul de vizualizări. Ah. Deci se vede acolo. Și dacă vă uitați, nu știu, ce ne cam așa ceva... Nu, acolo numai dintre numai eu pot. Acolo nu pot. Nu pot, că este... Da, da, da. Vedeți exact cine mă urmărește. Da, da, da. Distribuția. Da, 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 da. Sexe. Exact. Așa. Dar hai să mă întoarcă. Toate elementele care sunt în A și nu sunt în B. Te rog să le spun. Este 1 și 3. 1 și 3. Da? E bine, nu? 1 și 3. Foarte bine. Dar B minus A, de fapt, că totul da. 5 și 11. 5 și 11. Dar scrii și tu. Tu vei vedea lecția, da? Mă vezi pe mine și atunci scrii în etapa aceea. 5 și 11. Bun. Ce se zizăm? Atât A și B, A minus B, cât și B minus A, pierd intersecția. Da. Deci atât A minus B, cât și B minus A, pierd intersecția. Că 7 și 9 nu e. Nu sunt comune. Da. Deci pe cele comune pierd. Reuniunea din cine ar fi făcută? Reuniunea este din A minus B. A făcut reuniunea sau n-a făcut-o, nu? Da, nu am făcut-o. A minus B care înseamnă 1 și 3. Da, B minus A. B minus A. Care e 5 și 9. Și intersecția. 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 Da. Va să zic că A reunit cu B. A reunit cu B. Este egală cu... Hai să înțelegem așa. A minus B. Adică A minus B, B minus A și intersectare cu B. Și? Adică 6 plus adică A minus B reunit, hai să zic așa, reunit, atunci era un loc. A minus B reunit cu B minus A și reunit cu cine? Cu A intersectare cu B. Adică o să fie total că A reunit cu B, o să fie 17. Domn profesor, adică n-ar rost fie 17. Domn soare, când problema mea de parteză, sunt 6 elemente, aici au fost doar 2 la minus. Bun, dar eu am displație. Domnul profesor ascunde de reunit. Unde? A minus B reunit cu B minus A reunit, așa. Și reunit a scris... Reunit cu A intersectare. Și atunci o să... Unde avea la unul? Și facem 6 plus 8 plus 3 ca să... Asta e. Ca să avem cât este cardinalul mărțim A reunit. Deci cardinalul reunit e format pe disc. A reunit cu B, cardinalul meu o să fie 17. Cu
corect? Da. Deci cardinal, lui e calcul cardinal, lui anus pe care. 5 puncte, domn profesor, vă dați seama? Plus cardinal, lui Benisa. Și plus cardinal, cardinalul lui, a intersectat cu B. În concluzie spunem că este egal cu 6 plus 8 plus 3 și face 17 cardinalul lui are lui B. Ați înțeles de ce vă dă domnul profesor da. Un exemplu dintr-o asta? Că altă n-aș fi știut vor. Asta e. A minus pe 6 elemente. Da. Deci nu faci nimic. Exact. Ce faci exercițiului. Dacă îi dădeam valorul cu profesor? Deci el e erou. La acest exercițiu. Da. Dacă nu știe asta. Dacă nu, nu știe asta. Rezultatul ăsta cardinalul e unic de la anul de cardinal. Nu știi treaba asta. Deci da. Nu știi că a fost mulă. Exact. Mulă. Da. Da. Este formulă da. De acum. Da. Și dacă nu știi. Nu știi, el și-a un exemplu. Să duce pe un exemplu ăsta la minute. Exact cum am făcut eu aici. Da, dar putem să ducem exact cu 6 elemente, 8 elemente și... Sigur putem, că nu. Da. Dar, atenție, anul vezi să facă 6, mai greu să le ai ca exemplu. Da. El are niște emoții, două emoții. A și B. Mm-hmm. Una cu 3, altă cu 4, dar să aibă și intersecții. Ei, și face A minus B, că știe ce înseamnă. Face B minus A, că știe. Face A intersectat cu B, că știe. Eu ce observație am făcut? La A minus B și B minus A, ce pierd mulțimele acestea? Pierd intersecția. Deci, fac o observație foarte importantă. Că pierd intersecția. Pe cele care sunt și coloșcorul, nu le pun. Da? Aici e foarte important. După care, din exemplu acesta, am făcut reuniunea. Da. Și reuniunea am văzut-o. Și de cine este reuniunea? Păi era A minus B, care nu văd. B minus A, care nu văd. Văd și intersecția. A. Și de aici vine formula. Ați înțeles copii? Da. Ba da, în clasa 5-a. Până la teză. Ba da, până la teză. Până la teză o să fac. Darius, ascultă-mă. Că tot ce spun aici este atât de important. Că cu ele vă veți întâlni, să zice, nu până în teză, dar poate și după teză, teză, dar importanță. Am văzut pe 8, ce sunt foarte cerat, că încă n-am ajuns și la mulțim. Mulțim. Da. Da. Povestea este că în fața... Am înțeles, în fața acestui exercițiu. Deci în fața acestui exercițiu. Voi n-ați reacționat de loc, hai să o spun pe cealaltă. Exact. Deci în fața nu reacționați deloc. Când am început să pornim problema, eu dacă vă dictam formula asta, eram bun delegat. Corect. Bun delegat. Ce spui? Cardinalul reuniunii, egal cardinalul la minus B, eu formulăm la asta, scrieți așa. Deci asta când fac colegii mei, sunt oameni care lovesc intelectul copilului. Este o traumă când ai făcut așa ceva. Este o agresiune fără margine. Îl obligi să mai înveți o formulă, dar nu-i sături de atâtea stâmpenii. Exact. Și plecați un exemplu mic, cum am plecat noi. Și am făcut asta. Și am ajuns la ea. Și acum nu vreau să o dețin neapărat. Dar m-a ajutat să înțeleg problema aici. Să pot face. N-aveam nicio șansă, da? Da. De aceea, Dani, ori reacționat, 6 și 8, înainte de a scrie formula, da. Ea o sesiza că la reuniunii pun A minus B, A 6. Da, a venit și a intersectat. Și a intersectat cu B, gata, 6, ori noi adun. Corect. Deci s-a prins în prima fază, prea blocată și ea. Normal. Deci nu avea reacție. Bun. Bine. Hai, domnule, dacă vrei măcar să terminăm și să... Păi terminăm acum, nu se treaba. O mai ținem cu mine, așa. Aflat 8. Aflați numerele naturale care împărțite la 36. Deci aflați numerele naturale care împărțite la 36 dau restul mai mare decât 34 și câtul de 7 ori mai mic decât restul. Ce? Mai citesc ăsta. Deci, câtul poziției doar 30. Deci, aflați numerele naturale, deci credem că sunt mai multe, nu? Numerele.
se determină în natural. Care împărțite la 36. Ien împărțit la 36. Dar restul mai mare decât 34. Adică restul e 35. Rest mai mare decât 35. Adică restul e 35. Da. Și câtul de 7 ori mai mic decât restul? 35 împărțit la 7, 5. Da. Și câtul? De 7 ori mai mic decât restul. Păi atunci înseamnă că există numai și știm și restul și câtul. Nu știu. Asta înseamnă că există numai deci, un număr. Deci, egal cu de împărțit. Egal cu împărțit. Este egal cu 36 ori 5 plus 35. 36 ori câtul, că nu știu. Nu trebuie. Plus restul. Dar despre rest, trebuie să fac precizarea. Mai mare decât 34. Că restul este mai mic decât 36. Mai mic decât 36, din ce știu eu, la teorie. Da. Că totdeauna restul e mai mic decât împărțitorul. Da. Și tot aici am eu adăugat de autor că restul mai mare decât 34. Adică restul e 35. Deci de aici am putut că restul e cu 35. Și acum o să facem o teorema împărțirii cu reșul scris. Și câtul, avem sănătos. Avem și informații despre cât. Și câtul de 7 ori mai mic decât restul. Adică 35 împărțit la 7. E care de 5. E ca cu 5. Și acum, dacă facem teorema împărțirii cu restul, facem A. N este egal cu 36 ori 5 plus 35. Plus și 35. N este egal cu... Sigur, număr natural. 180 plus 35. Da? Că aflam numele naturale. Păi da, dacă mă... Este egal cu 215. Da, 215. Cât face exact ăsta? Corecte. 5 puncte. 215. Și cu asta am terminat. Și mai dăm un exercițiu. Mai avem un exercițiu, da? E și apoi iar lută de barman. 215, de adevăr mai mult. Da. 9. Arătați că numărul A egal cu 2 la a 5-a minus 2 la a 3-a minus 2 la a 3-a minus 2 la a 3-a. Deci 2 la a 5-a minus 2 la a 3-a minus 2 la a 3-a minus 2 la a 3-a este puterea a 3-a a unui număr natural. Egal cu ceva, totul la a 3-a. Păi nu avem cum și trebuie să calculăm. De fapt, dacă ne gândim doi la... Arătați că numărul A mic egal cu... A mic, da. 2 la a 5-a minus 2 la a 3-a minus 2 la a 3-a minus 2 la a 3-a este puterea a 3-a unui număr natural. Știți ce trebuie să facem? Trebuie să calculăm. Ba nu! Așa dar cum? Dar nu trebuie să calculăm dacă trebuie să arătăm că este puterea a 3-a unui număr. Ce să facem? Să-l dăm de 2 la a 3-a în factor? Da, da, o să mă gândesc. Putem să dăm 2 la 3-a în factor? Da. Da. Da, putem? Da. Da. Ia să vedem. Și facem 2 la 3-a, vedem că 2 la a 2-a minus 1 minus 1 minus 1 2 la a 2-a minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 3-a. Și atunci o să fie că A egal cu 2 la a 3-a pe lângă 4 minus 3 care dă 1 și A egal cu 2 la a 3-a. Și înseamnă că am scris puterea a 3-a unui număr natural? Am scris? Da, am complicat mai mult să calculați. Credeam și din timp. 5 puncte. Vezi ce înseamnă să avem, cum să spun, ochiul, să fie să fim foarte atenți. Asta era la îndemână, să scoatem factor comun. Asta era singurul pe care... Puteam să ducem 2 la 5-a care făcea 32. Știm noi că 2, exact. 2, 8, 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 să arătăm că acest număr B este pătratul unui număr natural. Adică este pătrat perfect, nu? Da, egal cu ceva la a doua. Ceva la a doua. Ia un număr la a doua. Să vedem cum ar porni. Păi tu dacă știi, mergi tu. Mergi. Ca să mai ai văzut la și cu ceilalți. Zi, Dan. Păi suma din parentă să o facem cu suma doua. Ia să vedem. Și este B este egal 2004 plus 2003. Da, mi-e egal cu, da, mi-e egal cu. Arco 2004 ori 2003. Deci face 2004, nu ar trebui mult, da? 2004 ori 2003. Și 2003. Nu. 2003 5.
Cine? Numărul de termen. Și nu mai împărțim la 2 și mai facem ori 2, doar cei se anulează. Ai nu, nu. Da, nu, pentru că e doar în aici. Zicem supra-doi. După aceea facem. Iar zicem că mulțim cu 2 din față, domnule. Da, creștia se mulțește. Și egal mai departe. Acum ne ducem și lucrăm. Și face 2004, David. Trebuie să plătești 2004. Plus Ștefan, plus 2 ori. Da, da, da. 2 ori. 4, 2003 pe 2. 2 ori 2004, 2003 pe 2. David, e la mai departe cu... Exact ce spuneai? 2 pe 2, nu le-a spus. Asta, mă, dar trebuie scris să ne ieși ce-o acolo. Da. Și va fi 2004 plus 2004 ori 2003. Da, și ce să facem acum? Am putea să facem 2003 în faptul. Pe 2000 care? 2003. De ce 2003? E comună aici și aici? Nu. Cine e comun? Normal. 2004. 2004 în spate. Ce-i comun? Eu, ca profesor, recunosc. Aș fi calculat. Aș fi mulțit acolo. Uite, ce munceai de... Ce chem cel mare pe tine ar fi fost. Face și stricai tot. Stricai tot cu mâna, aproape pe 4. Nu mai tot faci mâna, de Davide, dacă calculai. Davide, nu te trebuie la calculul ăsta. Pe lângă. Pe lângă, din greu ce-a rămas. 1 plus 2003. 1 plus 2003. Care face egal mai departe. Care face 2004 ori 2004. Așa. Care dă? 2000. Poți să scrii ca 2004 la 2? Da. Care e 2004 la 2004? Da. E tot același lucru? Da, 2004 la 2. A, așa, mă rog, e pătrat în fai. Păi dacă tu mulți ani nu mai arătai niciodată. Stricai tot. Câte puncte? 5 puncte. Întrebarea a spus paranteze degeaba. Am spus deja. Sunt atent. Da. Și acum ne calculăm punctele? Nu, dar stai. Deci trebuie să recunoașteți exercițiul ăsta. Da. Deci cinstit. Da. Din 5 puncte cât ați recunoscut? 3. Pentru că dacă ați fi mulțit și nu-l dădeați în faptul comun, nu vă ieșea pătratul. Era la suma ca o scalculată. Da. E, nu? Da. Calcula suma ca o da? Puteți și stricarea. Și aici tu dacă mulțești, stricai 2. Da, maxim. Și acum le calculăm. Da. Ce să calculezi? 2004 la 2? Tu trebuia să scrii așa. Și acum e evaluație. Hai să facem mai aici. Și eu 5 cu 10, 5 cu 10. Am și eu calculator. Hai să vedem ce vă iese. Hai, dar stai puțin, trebuie să vă dați 3. Era 3-5. E de 5 puncte și voi credeți mult. Vă dați 3. E ceva din oficiu? E de 10 puncte din oficiu. 10 puncte și voi puteați mai de 7, dați vă 6. 100 cu tot cu cel de 10 din oficiu. Câte puncte din oficiu? 10. Deci un 1 l-aveți. Trebuie să fiți foarte cinstiți că domnul profesor vă știe valoarea la fiecare și vă zice dacă vă zice, nu zice sensibil. Am făcut-o și... Da, și el a făcut-o, domnul profesor. Și-o da în ordin? Și mi-a spus și cu vederea asupra modului în care aș fi dat eu sub. Fortul, da, dar cum să zic? Tu îți primul exercițiu, mă, cât aș fi făcut eu din el? Atât. Și pe aceea domnul profesor zice, dar ți-ai dat prea mult sau prea puțin? Fii atent. Să mă aduce în stare să spun că ai dat prea puțin. Da? Da. Mai bine, mai puțin decât mai puțin. Pe aceea domnul profesor îl păi spune și cum calcula domnul profesor. O întrebare, trebuie să o răstim, nota asta. Cum? Cum să nota, trebuie să o răstim. Da! Cu voce. Da. Davide. În gând o spui tu. Davide, hai să spun ceva. Domnul profesor când le dădea lucrare de control sau test, sau test de la copiii de la casa dumnealui. La 4. La 4? La 4. Imediat îți explic, ca să înțelegi. Ca să nu... Așa face mediene aline. Eu nu le dădor la bun. Doar le-am dus fără să faci nicio medie. Zi, Ștefan. La 4? La 4. La 4 era așa, a fost în natural aici și a știind că. Și aveai 5. La 4 la aveai 10 puncte. La aveai 10 puncte. 80. 80. 80. Scrie 80. 30. Scrie 80, dar să o vedea să fie care. Dar 80 înseamnă 9, dar... Am uitat 10. Deci el o zis primul 80, 80, dați-vă cu părerea. Iată, să zici cinstit, cam să zic povestea domnului profesor, acum am să o spun eu. Am zis cinstit, am calculat cât am zis atunci. Cât? Dar mi-e și frică să zic. Cât? Cu 100!
Le punea la sutimi, Davide, nu la 5 puncte, cum am dat noi aici, 3 puncte, 10 puncte. Așa se notează. La sutimi. Și domnul profesor nu lua tezile acasă, niciodată. Copiii după ce terminau, le dădea puntajul și se evaluau singur. Își puneau nota. Fii atent, dar le faci puțin. Își puneau nota. Și domnul profesor deschidea catalogul. În 3 minute își punea notele în catalog. Și zicea, Davide, și tu ziceai, 8,60. Dacă domnul profesor sesiza că tu ți-ai dat o notă prea mare, chiar cu 50 de sutimi, stop. Dar de la tablă susține steza. Oh. Erai mâncat în momentul ăla. Mi se pare foarte fain că... Dacă, numai un pic, Daria, un pic, trebuie să ai răbdare. Dacă tu îți susțineai steza corect și meritai nota aia 8,60 care ți-ai dat-o, domnul profesor îți trecea nota corectă. Dar dacă tu ai fraierit cu 50 de sutimi, cu un punct, poate ți-ar fi trebuit, îți scădea de două ori mai mult. Foarte bine. Deci în felul ăsta, domnul profesor acasă n-avea de corectat nimic. Copiii se evaluau săraci și poate mai bine în scădere, domn profesor, decât sunt plus, din frică sunt cuvați să susțină teza, dar am în fața celorlalți. Și erau foarte corecți. Domn profesor, în 3 minute își spunea note. Și știa, da, eu zic cam de 7, dar când Daria zicea 8, nu zic, eu am dat un exemplu acum, nu că tu ești de 7, ridicule. Am dat un exemplu, da? Bă, dar eu zic de 7. Și Daria zicea, Daria, cât? 9! 9? Nu știu că e nici acolo. Eu trebuie să dau asta, să-l susțin teza. Înțelegi? Și ei nu păcăleau niciodată. Dacă ne-am văzut să spuneți de 8 și cineva își dea 4. Și ar își dea 4 sau 6. Nu erau. Nu avea nimeni interesul să știe. Haideți să vă spun că am făcut-o așa și la clasa a 5-a. Când fica mea era... 9 și 10 și-a dat. Da? 9 și 10. Acum îmi dați voi să încep să discut. Da. Deci, profesorul mine, de cât vă cunoaște, ați avut și șansa să spune un subiect slăbuț. Da, nu v-a pus la cercare. Dar dacă ați fi dat notele astea și eu la clasă aș fi fost, te-aș fi invitat la tavă. Susțineți lucrarea. Pe Ștefan? Ștefan, da. Da. Deci Ștefan ar fi avut obligația, fără să stau pe gânduri o clipă, Ștefan, poftim la TAP. Ce, tu, în clipa aceea, aveai o sarcină imensă ca să dovedești nu numai mie, ci întregi clase, că ai teză lucrată de 9 și 10. 9 și 10. După părerea mea, de ce eu aș fi intrat, de ce te-aș fi invitat pe tine în început? Pentru că, după părerea mea, tu te afli undeva spre un 7 pe acolo. Asta, nu, eu spun de după întâlnirea noastră. Nu la testul ăsta. Ăsta a fost ușor, în general. Ca idee, ca mod de evaluare care mi s-a instalat în mintea mea. Deci tu te afli undeva la un 7, pentru că așa mi s-a cristalizat în minte, așa s-a așezat în mintea mea. Ca mod de... Nu te critic, nu înțelegi? Spun nota de adevăr pe care o simte profesorul din mine. Ștertește și invitat. Dar eu te cunosc mai puțin, ca și pe Ștefan, deci un număr de ore, după tinerea noastră, să zicem, cam de 7-80 da. Ore câte au fost, anul trecut de următor, un număr de ore, acum era și un număr de ore. Faptul că te repezi, faptul că te duci uneori pe culoare de astea care nu au finalitate, faptul că nu focalizezi atenția, nu-ți urmărești o idee, sar de la una la alta, n-ai stabilitate în elaborarea unui raționament, te-aș fi invitat și pe tine la tablă. Da? Te-aș fi invitat și pe tine la tablă. Darius? Da. V-ați scos la tablă. Cât e la? 8,60? La 8,60 nu te scoteam. La 8,60 nu te scoteam, pentru că ținând cont de evoluția ta din ultima parte, îmi creez o stare de bine, pentru că eu
îi modific ușor ceea ce aveam, să spun, la un moment dat. De ce? Pentru că te văd activ, pentru că te văd interesant, pentru că intri în probleme, pentru că, da, pui întrebări. Deci, profesorul își face o imagine asupra valorii tale din activitatea de zi cu zi, de oră cu oră. A, și dacă își face o imagine bună, înseamnă că te-a depășit. Da, dar el nu și-o face. El nu-și face această imagine forțată. Un profesor... Un profesor corect este cel care este impresionat de felul care lucrezi tu în fiecare oră și el se acumulează. Face media acolo. Urcă ușor, ușor și tu îți ocupi locul pe care ți se cuvine datorită activității de zi cu zi. Așa aveam pentru fiecare. Când mă întreba ei, aia era atât, aia era atât. Dar eu am o problemă. Dacă ai jucat 8-60, cât îi puneați? La 8-60 puneam. Îi puneați nou fără să nu mai puneți un exercițiu? Nu, îi mai puneam, îi puneam nou. Îi puneați nou. Aha. Deci veneam în sprijinul copilului, că era atât de corect și venea perfect și atâta este, nu? Și deci îi dădea cât îi trebuie, trebuia fără să mai pune să mai lucrezi ceva. Am mai auzit profesor care dacă avea 8-90, pentru 10 sunt timp ăla, mai punea un exercițiu. Asta e exagerele astea, nu e chestie. Trebuie să-i încurajăm, băi. Da, și un profesor de treabă. Iar un profesor de treabă. Foarte și să recunoaștem, domnul profesor, că astăzi Ștefan, pentru că testul a fost ușor și a pus 9 și a fost corect. Da? Și el și-a pus băiatul 6. Bine, cu punctul ăla, domnul 7 la testul ieri, pentru că a fost mai greu. Mai dificil. Mai făcut și el varianta. Da. Și el și-a dat 6 ieri. 7 cu punctul din 8. Nu pot să zic niciodată dacă mi-a recalculat-o. Cât? 8,95. 8,95? Bravo. Nici nu știți ce mare, ce importanță mare are evaluarea. Autoevaluarea. Mare sau autoevaluarea. Acum când Cristi vede filmul ăsta, își va aminti cu plăcere și probabil și fiică pe Aura, fiind un elev la clasă. Deci nu vă închipuiți ce înseamnă calitatea și de tată și de profesor. Una pe care eu mi-am asumat-o de foarte de timpuriu. M-am dus și la școală generală numai pentru ei. Am plecat la școală generală, eu eram profesor liceu. Am coborât acolo numai din nevoie de a ajunge să stau și eu de vorbă cu ei. Că acasă mai aveam timp de lucru. E bine, acum aș vă aminti cu plăcere de toate discuțiile noastre. Dar la clasă nu mai eram, cum să vă spun? Tata. Erau niciodată tata. Nu mi-a zis tata vreodată. Ai zis că niciodată. Era domn președinte pentru Aura, că era fost și președintelor. Și Dirigu, cum spunea ei. Dirigu, așa zic, da, și acum copiii. Da, și domnul profesor era... Pot să, da, dacă îmi permiteți, da. Ștefan și cu Daria să tacă și să le dăm și lor problema de ieri cu bărcile. Asta trebuie să nu mai evaluat și pe mine. A, trebuie să evaluat și pe ei. Da, sigur. Tu m-ai impresionat destul de bine de-a lungul timpului, mai multe rânduri. Dacă aș putea să fiu o corecție, ar vine așa. Să ai răbdare mai multă, să nu te repezi în problemă. Nu prima idee este cea pe care trebuie să o arunci repede în viață și mai ales comportarea aceasta. Începi să vorbești fără să ai finalitatea ideii, fără să-i urmărești până la capăt, de multe ori. Se întâmplă și chestia corect, asta. Corect, da? Așa da. Este. Deci aceste lucruri trebuie să le scoți din mintea ta, pentru că trebuie să impresionezi într-un mod corect, profesor. Când ai ideea, Și trebuie să se întâmple încă ceva foarte frumos. Disciplina în a asculta pe celălalt. Da. Și valabil pentru toți. Când unul vorbește, ascultăm să vedem ce idee are. Și dacă am sesizat o hibă, venim și spunem, uite, aici nu-i bine. Cum fac eu? Urmăriți, pe fiecare voi vă las să vă duceți până la capăt și să o putem urmări ideea. Dar dacă e o idee foarte bună, cum să nu o luăm în seamă? Așa o să facem, nu, copii? Da. Deci aceste lucruri trebuie să le avem în vedere, pentru că este esențial. Știți cum o atmosferă minunată este aceea în care știm să ne respectăm și ascultăm pe vecinul nostru. Voi vă vorbește. Spune ceva. Să vedem ce spune. În timpul ăsta ei se gândesc fiecare la ideea lor și vor să arunce pe piață. Și nu-i mai. Bun. Să le dăm și lor problema. O discuție de asta frumoasă. Da. Da. Deci, ca tu ai către 9-50, dar 10. Da, îți dădeam 10. Pentru că
să faci și un criteriu de comparație cu cei din clasă. Da? Și un criteriu de comparație. Adică dacă tu te instalezi în colectiv, în mintea mea, ca fiind lider, îți dau 10. Dar încă, în moment, da, asta trebuie să o puncteze. Deci aveam 2 olimpici în clasă. Olimpici, locul 2 pe țară. În clasa aceea mea. Era fiica mea și cu genele meu. Ei bine, eu trebuia să le dau 10 lor, nu? Dar nu însemna că celorlalți nu le mai dădeam câte un 10, pentru că trebuia să aduc și pe la nivelul casei de rost foarte sus, și nu însemna că trebuie să-i sancționez, fiindcă avem două vârfuri care stăteau acolo dar sus. Dar corect, domnule, corect. Era o mare greșeală asta. Că nu trebuiau să fie toți olimpici. Și că puteau să fie de nota 10 și fără să fie olimpici. Tocmai. Adică eu trebuia să am o de măsură corectă. Corect. Și ce ați făcut dacă îi luam pe ăștia? Pe un memoram ce exact. Ceva. Cum? Voi mai nou, că eu am 2 olimpici. Da, dar era o bătaie de joc. Da? Corect. De aceea, la faza județeană, m-am dus cu 6. Și am luat făcut 2, 3, 4, 5 și 6. La faza județeană. Și de ce? Pentru că erau foarte valoroși. Dar ei nu se ridicau la nivelul la ce însemna... Ce mai zici? Da. Am înțeles, foarte bun. Păi, practic, nu erau de 10, erau de excelent. Ce mai erau? Erau, dar nu puteam să... Da. Erau deasupra și urma în plasa să stau. Corect. Deci, acum tu trebuie să taci și Ștefan, da? Da. Deci, câte traversări trebuie să facă o barcă cu 3 locuri ca să transporte pe celălalt mal al unui râu 10 persoane? Mai citesc o dată. Câte traversări trebuie să facă o barcă cu 3 locuri ca să transporte pe celălalt mal al unui râu 10 persoane? Deci, uite, asta e râul. Câte persoane pot trei locuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sunt cele 10 persoane care trebuie transportate. 4. Câte traversări să facă o barcă? 4. Deci 4. Cum ai gândit? Vedem ce dacă, ce zice și face ea. 3, 3, 3, 3, 1. Deci, fiindcă sunt 3 locuri, ai luat pe cei 3 și le-ai dus în partea asta. Da. Da. Ei dus aici. Barca se duce spre ceilalți 3, ca mesezatoarea. Apa. Zi, dar vine și tu, tu tot așa ai zis. Câte locuri avea barca aia? 3. Mai zic o dată. Câte traversări trebuie să facă o barcă? Trei locuri. Atenție! Câte traversări trebuie să facă o barcă cu 3 locuri ca să transporte pe celălalt mal al unui râu 10 persoane? 7. 3 locuri are barca. Deci păi, are zice 7 acum. Păi, l-ai scumpit. Păi, 3... Păi, zic-mă și da, bine. Păi, întrebare așa... Zic. De fiecare ori, de câte ori se duce, trebuie să urci câte 3 persoane. Barca are 3 locuri. Atâta spune, barca are 3 locuri. Nu zice altceva. Sau la dus doar să trebuie să urci 3 persoane. Nu, barca are 3 locuri. Hai, citesc o dată. Câte traversări trebuie să facă o barcă cu 3 locuri ca să transporte pe celălalt mal al unui râu 10 persoane? Nu mi-am dat seama. Dar apoi dacă noi ducem 3 oameni, un om se întoarce înapoi. Că nu are cum să meargă barca singură înapoi. Și câte traversări fac? Și o să fie o traversare cu 3 oameni. După aceea se mai duce înapoi cu un om. Și încă una, două. Mai ducem cu un om. Deci, tai 3 pătrățele. Ia, ai ia. Poți să mă la tablă? Da. Așa. Deci, când mă duc cu 3 persoane, am ars acolo, îi tai... Deci barca pleacă, da? Da. Ăștia doi rămân aici și ăștia se duce înapoi. Când ajunge, îi ia pe ăștia doi cu el. Și mă zice încă doi. Atunci câte doi? Tai doi. O să se mai duce încă o dată. Ai vrea pe ăștia doi? O să rămân. Nu, stătiți. Stați. Hai să vedem ce vii se complică. Nu, nu, nu. Se duce. Da, da, aici. Se duce și iarăși pe ăștia doi. Adică ne duce pe ăștia de aici. Ăsta și poate să staie. Ăsta poate să staie. Ăsta vine aici și ia pe ăștia doi. Hai să vedem de câteva zici. Hai să vedem de câteva zici.
șapte. Și Babilon se mai duce la Lumeneci, adică și aduce pe ăștia doi. Ăștia voi rămân aici. Și o să mai treacă 24 de ore. Așa. Și o să fie 50 de ore.
Deci, 50 de ore. S-a consumat. În ce zi ai ajuns? Într-o martie. Martie. Mai departe. Da, pentru că aici ia să fie marți, sunt 50, plus încă 24, da. 74. Și am ajuns într-o miercuri. Miercuri seara, nu? Da, 74. Taci, că nu, nu terminam. Suntem la 74 și o să mai fie 6 ore. Da, și unde? În ce zi? Ești la ce oră? Joia la 6 dimineața. Bravo. Corect. Corect. Când? Bravo. Corect. Joia la 6 dimineața. Corect. Am făcut până la joi și mi-a dat, deci eu știți cum am făcut, din 8 din 102. Da. Bine. După aia am făcut în 78, din 78 am făcut 102, 24. Dar ce mi-ai scăzut 2? Nu 22, 24. Așa. După aia încă 24 și încă 24 și am ajuns la joi. Și de ce mi-ai împărțit pe 78 la 24? Ca să vezi câte zile. Deci din 77 împărțim la... Dar e de deși într-un moment perfect, de 24 și 24 și nu sunt mâna zile. Vezi, m-am amândoi, nici nu dat ideea. Ei, spune tu, atenție, măcar. Spune tu, cât de grav este că abandonezi, ți-ai cultivat neputința... Era 10 puncte aici. 10 puncte de pierdere în casă. Exact. Știi ce? Trebuie să crezi în tine până la capăt, până la ultima clipă. Până când ți-a teza la un examen, până ți-a teza de sub, așa, tu crezi în tine. Ce pe ceva tot nu le luați până nu se termină timpul. Corect. Și este o... aș vrea să vă comunic o stare de mobilizare totală. Da. Deci nu, nu stai așa de sfoară, nu știu să fac asta. Deci nu mă las până nu sunt sigur de ceva. Sau nu probabil dacă te rog să la multe persoane, vai ca te la primul. De fapt, nu este... Da, nu mă nu mă așa. Asta este un lucru extrem de grav. Deci... Trebuie să vă spun ceva. Da. Deci am ajuns student în anul întâi la facultate. Iată-ne în cameră, nu știu cât eram, nouă, parcă eram. 7 sau 9, nu mai țin, 7 e părerea. 7? Da. Așa era. Nu. Și printre noi era unul care repeta. Anul? Anul. Adică eu, pierdut să vină anul, repetent, o dat din nou admitere. Și ne privea așa de sus. Și așa... Arogant. Dar nici nu știu, voi, cât e dificil, la cât tare profesor, la cât tare, la nu știu ce, nu știu cum. Eu vineam de la liceu din Podul Turcului. De la țară vine a doua profesor. Adevărat. De la originea țăranului. Liceul din Podul Turcului este liceul cel mai slab al județului. Unde de cel mai slab al județului? Ca să vedeți cât ambiție a avut domnul profesor. Eram cel mai bun la nivelul liceului. Dar când ajungeam la faza județeană, că tot îl trăgeam pe profesor, și mai sigur până la faza județeană să ajung și eu. Ăsta nu va avea nici gând să ajungă cu mine, dar, mă rog, mai mult, într-a nouă singură dată m-a dus. Și când am văzut că n-am făcut nimic, am nebunit de durere. A zis, băi, sunt cel mai bun la mine. Dar, în comparație, mi-a zis lune. Cu ăștia, nu-i bun. Da, ce fac eu aici? Și așa, când am ajuns în cameră, deci eram deja studenți, și ăsta venea cu atâta aroganță și cu atâta privea spre noi, ne demobiliza foarte tare. Da, eu eram o structură foarte puternică. E vorba de încrederea pe noi, nu puteam să, nu puteam să cedez chiar așa ușor. Chit că era foarte greu, chit că era foarte dificil, enorm de dificil. Enorm de dificil, adică, ce să vă spun, la cursul acolo nu înțelegeam aproape nimic într-o parte. Yeah, deci primii 3 luni de zile, până a venit sesiunea, stăteam în bancă, făceam niște eforturi maxime să înțeleg ceva și nu înțelegeam nimic, n-aveam bază. Vă dați seama? Și vă mărturisesc, că folosesc asta în fața camerelor, filmat, că am venit în vacanța de iarnă cu gândul să abandonez. De ce? Pentru că a văzut că nu poate. Diferența mare față de... Eu aveam forță, știam, dar am venit abandonez. Avea cunoștinții puține, domnul profesor, exact, față de copiii care erau acolo. Exact. Ele studenții care erau. Auzeam pentru cum niște noțiuni acolo.
Vă dați seama. Nicio idee. Și domnul profesor a intrat la examen? Sigur. La facultate. N-a intrat așa, cu nota de la Podul Turcului. No. Cu media de la bacalaureat. Cum se întâmplă acum? Cum se întâmplă acum? În serios, să facem examen. Exact. Așa. Și acum, în vacanțe, în anumite vacanțe, iar m-am găsit cu un foarte bun prieten, de, coleg de bancă. Eu eram singurul, noi de la liceu, de Podul Turcului, doar doi am fost din serie care au luat facultate. Eu și altceva la ASE, o prietenul meu, lasă-l la ofițeri, la Sibiu. Mm-hmm. Nu era atât de exigent de treaba acolo, cum era la facultate civilă. Și am zis, măi, Gigi, știi ce? Eu abandonez. Și am zis, cum? Cum să faci tu asta? Atâția oameni să bat, să prindă un loc. A fost concurență, a fost cei ce sunt. Tu ai acolo și... Nică, spunea. Nică să n-aud asta. Deci, n-aud de treaba asta. Tu te duci că poți. Eu știu că poți. A fost momentul care mi-a schimbat cursul vieții. În momentul acela, el mi-a spus că pot, m-a dus și am luat note foarte mari. Adică s-a apucat de învățat cum... Da, m-am apucat de învățat, am înțeles. Zici și mare. Da. Și am înțeles cursul vicear și totul s-a clarificat. Exact. Am devenit unul dintre cei mai buni. Un studenți, adică... Studenți. Eu egalat pe ceilalți, nu mai era inferioră. Și a fost integralist. Exact, a avut integralist. Am luat toate examenele, n-am avut nicio... prestanță, n-am picat niciodată un examen și de aceea vă spun, singurul examen care am picat în viața mea a fost de la psihologic la șoferi. Se vedea și că de psihologicul pe data. Da. Deci mi-am cultivat un stil de a munci deosebit, pe care v-aș ruga să-l... M-am străduit, când poți, îl comunic și vouă, să întrebați și vouă. Deci, încrederea în tine... În fața unui exercițiu, ce trebuie să spună, domnul profesor? Te fac. Pot. Nu discut. Pot. Luptăm până la ultimul minut. Da. Ai văzut la mine și zice de la ce pornit domnul profesor acum cu asta. Dar tine, că ai zis că nu poți să-l faci pe el. De aici am pornit. Deci, poți, e sigur, mai determinat să dau drumul la discuția asta, pentru că tu nici n-ai înțeles problema și ai abandonat-o. Asta e grav. Deci stai lipitoare acolo. E problema aceea. Cum nu faci nimeni, nu-ți găsești liniștea. V-am povestit. Mi se întâmplă, visez, exercițiul, îl fac prin somn și mă trezesc a doua zi cu rezultat. Deci când mă prinde, nu mai scap. Ce spune somn? Da. Adorme cu gândul la el. Deci adorm cu gândul la el, îl visez și lucrez acolo și găsesc soluția. Visez că e rezolvat. Doamne, da. Noi am învățat de la doamna învățătoare că dacă nu știm un exercițiu sau nu înțelegem, mergem mai departe și apoi ne facem la el și încercăm până cu problema. Sigur că da. Deci nu stai lipit de un exercițiu la care n-ai nicio idee. Toate se fac în ordinea accesibilității. Deci tu te duci în ordinea care ai acces la ele, le faci. Și cele care se ridică probleme, te oprești la ele mai la sfârșit. Când s-ar putea între timp să ai și ideea să vină, iar invers, să omori timpul complet pentru chestia aceea. Haideți să ne oprim, ne-am dus cu povestea asta, v-am și povestit niște lucruri. Ați înțeles că ideea de ligător trebuie să fie, să te însoțească tot timpul, că atunci reușești. Atunci o mai lucrăm variant și viteză, asta a fost una simplu, să dau timpul da. Dar am avut în ea o problemă deosebită. Compararea cu Pedro la celor acelor chestiunea de vârf. Dar prin camera. Nu, nu, n-ați oprit. Da. Hai să spunem... Hai să facem o sinteză la oameni. Închiderea. Am folosit aici... Teorema Operații cu muții.
Mișcați camera. Nu, mișcat-o de aia. Mișcat-o de aia. Uite, nu du-te acolo, să vezi dacă e rapid. Dar este bine, este bine. Deci mulțim, operați-ți mulțim. Ce-am mai făcut? Divizibilitate, ai vorbit de asta? Da. Ce-am mai vorbit? Ce zic? A fost vorba și de autoevaluarea asta, care are cea mai mare auto... Comparerea puterilor, așa, compararea puterilor. Cu baze și exponenți diferiți, da? Comparerea puterilor. Baze și exponenți diferiți. Să nu uitați să dați și share și să vă abonați. Aproape butonul roșu. La revedere! La... așa.